niciun filolog român nu știe ce înseamnă cuvântul Maramureș. Maramureșul este o țară de margine a României. Nici romanii, nici maghiarii, nici turcii, nici polonezii, cu toate că au trecut pe aici, nu au putut rămâne. Pentru că noi suntem atât de vechi încât suntem bătrâni. Noi nu ne temem să veniți dumneavoastră. De aceea au venit, au plecat, au rămas, dar noi rămânem noi înșine. Nici în 10.000 de ani de aici înainte, tradițiile românești nu vor dispare. Vor suferi schimbări, comprimări, dilatații, dar nu vor dispare pentru că ele sunt tradiții de neam, de comunitate. Deci am fost, suntem și vom fi. Să se însoare, că nu. Aș vrea că fie chiar mere bugate după el, că din sal nicio fată nu-i să nu margă după el. Dar nu vie, nu. Numai de păsate. Nu i-am zis că să nu margă păsate, că s-o iei din sal, că e mai bună oricare și din mai rău. Nu vie, nu, numai cum vrea el. Păi ce să face cu el? Nu pot să fac nimic. Nu. Fiind muzicant, știi, umblând la nunț, pe un sat, în altul, la gici, prietene, am destule. Și în fiecare sat, dacă mă duc într-un sat, am câte o gagică, câte o prietenă, dar nu una care să mă căsătoresc cu ea. Deci, dintre toate, o alege una, cândva, dar nu știu când va veni ziua aia. Și apoi am fost tânără când m-am măritat și apoi bărbatul mi s-a dus în război, că a fost război atunci. La 6 săptămâni s-a dus în război, după ce ne-a fost nunta. Și a stat 5 ani și jumătate.
Și apoi, tot o mai zine câte un timp până acasă, și iară mere, și iară o zine, și iară mere. Și apoi s-o da și tot am făcut câte un cocon și s-o dus. Și aia ce tatele lui Petre au fost de 3 luni, pe când s-o spar războiul. No, și apoi mai trăit 3 ani și-o murit. Și-s rămasă de 40, de 50 și 2 de ani. Am umblat la oi, am umblat cu carul, că n-am avut băieți, numai noi am fost fete, noi am cosit, noi am săpat, noi am lucrat toate lucrurile, am arat, am cărat, toate lucrurile le-am lucrat, lucrul bărbaților. No. Eu trecut timpul și ni, îs bătrână că îs de 79 de ani. Și așa a trecut timpul și vreme. Apoi Dumnezeu știe când m-a mai ținut. Acolo nu știe nimic. Nu. Fetele din Baia Mare sunt frumoase, frumoase, frumoase și îmi plac, dar nu prea ajung eu pe acolo, pe alea frumoase care mi-ar plăcea. Dar sunt foarte frumoase. Am fost la discoteci, am fost la chefuri pe acolo și fete foarte de viață, foarte de distracție, dar aici la mine, ca să o aduc din oră, probleme. Asta să-și facă unghiile, buzele, ochii, n-am făcut nimic cu ea. Dacă ar mai avea un frate ori o soră, apoi n-am se așa supărat, așadar că am se supărat, că e numai singur. Și n-am vrea să se ducă. Nu, că noi avem cu ce găzdălui. Avem pământ, avem mar, avem tot felul. Nu. Amu, cine nu are, păi acela ar trebui să se ducă, să-și facă. Păi cum să mergi în altă țară că nu știi grei nimic? Stai ca boul la poartă nouă. Și te uiți cine ce grăiem. Nu, cum îmi mere? O excursie de 3 zile la Budapesta. Trăiește poezia unică a străzilor, un oraș fermecător și invitație de zile mari. Pentru tine și pentru când îl vede pe acela când e gata? În Valen, e cam toate lipsit, cam toate. Discoteca n-a fost mai care confort, așa. Deci nu, nici băieții nu s-au predus, nu se iasă la noi ca la oraș, să stai până la 11, la 12 cu fata, să fie dusă de acasă la discotecă sau la, na, bine, acum baluri și unde să facă în casă sau într-o, la o familie, așa merge, dar mulți băieți, multe fete de la țară, cum au mai plecat în străinătate, să mai duc lucruri în oraș, deci, dar fac naveta. Să duc lucruri și vin cu autobuzul. Seara vin acasă.
un an, doi ani, trei ani, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Unde se termină? Unde e deceniu? La 31 decembrie, anul 10 e deceniu. Așa e și cu 1000. Mă duc, aduceți liniare, că vă fac până la 2000, la 3000, dar e foarte clar, dar nu știu de ce nu vreți să înțelegeți. Da, dar de ce scrie? Că nu scrie 0. Cum nu scrie 0? Dar că scrie pe riglă, dar în istorie nu a fost anul 0. Nu, e anul 1. Aia e altă treabă, deci că scrie... Anul 1. Da, poftim. Și da. De unde scrie anul 1? Aici e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, 3, 3, 3, da? Se termină, da. Bine, termină, bine zicea, se termină. Se termină. Și începe, și începe în 3001. Da. Nu în 3001. Dar stai cu 3001. Deci noi zicem că în 3000,00. Dar stai mă, nu, 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 am revenit, dragi prieteni, în direct la Te Uiți și Câștigi, pentru că trebuie să facem acum cunoștință cu cea de-a doua echipă, echipa din Baia Mare! Înțeles, cred că te-au influențat, nu? Ești influențată. Încurajare, succes, dar mai bine eu zic să-i lăsăm pe ei să zică două vorbe. Scurt, așa, două vorbe, ai zis bine. Sunt soția lui Herțeg Ioan și nu am emoții deloc, pentru că sunt convinsă că echipa noastră este cea mai bună. Atât Mihaela, cât și Dana, Codrin, Sorin și cei doi Ioani sunt cei mai tari, deci vor câștiga. Aș vrea să urez tatălui meu cu ocazia zilei de naștere la mulți ani și mulțumesc pentru toate telefonele. L'idée c'est que en avant du concours, je veux laisser l'école à Cluj parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer l'école. Et aussi Codrine et Sorin, il a laissé le travail parce que c'est pas un travail bon payé. Et, bon, Codrine travaillait, Sorin pas, il est chômeur. Et nous disons, nous avons préparé le. Pour aller à Paris, pour faire d'argent pour travailler en France. Et quand il annonce avec le concours, nous disons bon, c'est une bonne chance pour nous pour gagner d'argent. Et bon, pourquoi pas aller à Bucarest et peut-être qu'il y a une chance pour nous de gagner. Secunde avans pentru Baia Mare. Avans care s-a mărit, însă alunecă concurentul Băimărean. O secundă, două secunde în față pentru Baia Mare la Băimăreni, Buzoenii și ei la ultimul concurent. Băimăreanul ajunge la cheie, încearcă să desfacă. Eu îl vom gâne pe persoană 15 milioane lei. E pe noi, se bine, pentru că je paye un part pour l'école, pour mon école, un part pour l'école de Claudia. Bon, ça l'histoire de l'argent et d'aller à Paris. Déjà nous avons oublié ça, ça problème. Je suis déjà en deuxième à l'école. Déjà le premier semestre s'est passé. Stimate doamne și domni, members of press, membrii ai presei,
officials from different institutions. Oficialități de la diferite instituții. And consultants and my colleagues. Consultanți, colegi. I welcome you here. Vă urez bun venit aici. In this public meeting for environmental presentation. Permisul de mediu. On behalf of Allied Deals, I want to assure. Din partea firmei doresc să vă asigur. That we are very much aware and concerned about the environment. If we are producing three times now of the earlier production. Dacă acum producem o, dacă acum avem o producție de trei ori. Lot of money is being paid to railways, electricity, gas. O mulțime de bani se plătesc la companiile de căi ferate, la electricitate, pentru transportul de materiale. Money is flowing as in the form of taxes, duties. Banii circulă sub formă de taxe, accize la stat. Ultimately, it will help public. One more point I want to make it clear that. This environment is not only important from public health point of view. Deci aș vrea să mai clarific un lucru. Aspectele de mediu nu sunt importante numai din punctul de vedere al grijii pentru. But you know, if we are polluting the atmosphere, și poluăm atmosfera, we are losing the precious, you know, gold, silver and sulfur, which has been produced. Avem pierderi de sulf, de aur, de argint. Îmbolnăvirea la boală profesională. Intoxicația cronică cu plumb este în scădere, este o creștere la intoxicația cu arsen. În ceea ce privește speranța de viață în orașul Baia Mare, este la bărbați cu 3 ani mai mică decât la bărbați la nivel național, iar la femei cu 2 ani mai mică decât speranța de viață a femeilor la nivel național în oraș. Astea sunt bolile pentru care cel mai mult vă adresați medicului, infecțiile pielii, spondilopatiile, dorsopatiile, afecțiunile coloanei verde, bronșita, bronșiolita, gastroduodenita și giardioza. Deci eu mi-aduc aminte că înainte, pe vremea Ceaușescu, poluarea așa, era așa de puternică, existau zile când în oraș era ceață, deci gazul era ca și ceața. Și mergea cu batiste, toată lumea care mergea pe stradă era cu batista la gură, mașinile aprindeau farurile ca să se poată recunoaște, exact cum se umblă pe timp de ceață. La un moment dat erau câțiva care umblau cu măști de gaze, prin, ca și acum în iarna care este să primă prin oraș cu schiurile. Da, vă să ții mânuțele aici, să nu ridici asta ca să nu cazi în cap, că te lovești la cap și te doare. Și mă gândesc mereu că aveam 16 ani când deja am început să am probleme dentare și totul din cauza poluării. Și trebuie să mă gândesc mereu că pentru ea ar fi mai bine probabil să plec dacă, nu, dacă din punct de vedere economic, din punct de vedere al tehnologiei nu se schimbă nimic cu privire la combinat. Așa e, deci toată lumea se, sau cei care se plâng, care sunt conștienți, toată lumea se plânge de poluare, cât există, că există un pic, dar nu e vizibilă. Dar se simte, mai ales în timp. Are repercusiuni asupra sănătății. Da, deci mai ales copiii sunt cei mai afectați. Și noi, dacă nu ar fi poluare, deci e greu să zici, bun, o să rămânem aici, că la noi viitorul se schimbă din lună în lună. Sau, nu poți să-ți faci planul de viitor, ce o să fie. Deci, mai ales că de-a termină școală, la Cluj și se pot întâmpla multe.
bunul. Baia Mare este foarte frumoasă. Mie îmi place, numai poluarea ce e, dacă de se simte poluarea, dar orașul e foarte frumos. Deci mie îmi place tot. E un oraș frumos, foarte diferit. Deci ca orașul, mai mărișor aici la noi, mai ales acum s-au deschis câteva magazine frumoase, câteva tip occidental, tot felul de restaurante selecte cu muzică în ele, cu, sigur, foarte frumos. Cât mai modernizat de când când a murit Ceaușescu, deci s-a evoluat foarte mult. Ceaușescu așa a vrut să strângă după margini și să-i strângă tăți aici să facă blocuri. Așa a vrut Ceaușescu și oamenii nu voi de asta lucru. Așa a fost programat să facă blocuri și să strângă toți oamenii așa, în blocuri. Știi, nu atâta teren să fie câmpul liber. Păi nu știu cum ar fi lucrat, ce ar fi făcut cu pământul. Am el așa a vrut că o grămadă de sate după pământ de șters. Și ca să facă blocuri, știi, pe ierlea, nu pe aici, cam pe la noi nu a făcut. Dar poate că și aici ar fi făcut dacă era continuat. Numai știi cum a fost? S-au chemut oamenii de el ca face colhoz. Și de asta oamenii l-au urât. Că el tot a zis că nu s-a sparge colectivul făcând afacer mărul pere și răchita mișinele. Nu, până atunci nu s-a sparge colectivul. Vezi că s-a spart. Ceaușescu la noi în Marea Mureș nu a putut să facă nimică. Ceaușescu cât că a vorbit, că a zis și a spus la televizor, am să mă ocup de capăt de mica burghezime din Marea Mureș, care nu a reușit niciodată. Marea Mureșenii sunt niște oameni foarte uniți, foarte hotărâți, care nu se poate băga oricine între ei ca să-i dezbine. Asta tot ce mai rămas, copile, la 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 la, păi și nu te crede nimeni, la 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 la. Frumos! După cum ați văzut, vin vecinii, suntem prieteni cu toți, noi suntem uniți. Cât că dacă vine un popor mai tare, abandonez, că n-ai ce, adică nu abandonez, dar lupți până la sânge. Când ai pierdut, gata ești. Ok, Gabby, repeat after me. I, Gabby, take you, Ricardo, to be my husband. Nu e mai. Și pe babele. Hai, vreau să... Ia mă! I have some very, my mom would have to say. Want to tell me what's going on here? Ricardo.
Ricardo, will you take Gabby's hand? Nous voulons faire comme la Maramureș, un autentic, une maison authentique pour nous. La maison, c'est une maison pour travailleurs qui travaillent à la forêt. Bon, parce que la première fois, il faut acheter le terrain. Il faut chercher un terrain, je ne sais pas, un Maramureș où est une bonne place pour un bon village. Peut-être, c'est sûr, je crois, faire une porte en bois de Maramureș traditionnel. Bon, parfois, il faut parler avec le spécialiste en bois de la Maramureș qui travaille dans là-bas. Mais nous n'avons pas de temps parce que Colin est à Paris. Je suis student encore. Bon, on va voir quand Colin est revenu ici dans la chez nous. Ciao. Ambo la poste. Ambo la poche. Cum îi zice? Mahagheu. Mahabu. Aboru. Dar Colin ce face? Unde? În Franța. Ce faci? Asta roșu? Ia, uite-l, acum așa dat mâncă. Mă, nu mănâncă, nu bea, nu știu ce fac, mă. Nici mâncă, nici nu bea, tăia, sunt nervi. Stai să le văd figurile, că de figuri. Că nu le arată acum. Hai, Alexandra, să vezi pe Coca, hai! Ia, uite-o pe Coca, ce, uite! Ce-o să vezi din albastru? Da. Ia, pe Coca! Ia, Coca, uite-o pe Coca! Ia, Galin, cu barba! Hai, Galin, cu barba albastră! Bine, zbruneț, mă, și se vede, nu e așa, nu se bagi. Nu se poate. Da, da. Ba, nu, zbruneț și se vede. Nu, ba, mă, nu se poate. Uite pe unghiul Călin. Ia, aș de rup. Eu nu ți-a țâptit. Bun, nu sunt frere, trei bun amii, nu sunt complementare. Le part cum yin yang un cultură japoneză. Cum? Este nimic specializat în calcitări. Ah, nu, numai că eu vreau să iei ziare. Știi? Nu. Mersi, e, bă, e pantalon și e din asta. De toate, de toate. Nu mai e pantalon. Da, e un mersi pentru mine, că apoi de azi îți mulțumește pentru tale. În restul interesant, să-i vezi tu ce mai ar fi pe acasă, bine, din asta poate trimite ceva acum. Bine, bă, bine, noi de Crăciun merem încolo în Băleni, știi? Vrei spera ceva? Da, da, au găsit așa ceva. Da. Sigur, mi-ar place să locuiesc în Maramureșul istoric, stând în, nu știu, în Strâmtura, în Văleni, în ceva sat care e, nu, distanța nu e mare față de Baia Mare, dar sunt câțiva zeci de kilometri, dincolo noi suntem o prelungire a Maramureșului, dar unde mă duc, oriunde în țară și la școală, suntem în Maramureș și mă simt maramureșean. Deci Maramureș e un alt mod de viață, deci te debarasezi de toate învelișurile care sunt, care poate nu se folosesc la nimic, nu știu, nu vine acum în minte ce. Pentru mine, nu știu, e greu, e dificil. De ce îmi place Maramureșul? Nu-mi place, nu e greu să spui de ce îți place dulce sau de ce îți place acru. Îți place fiindcă așa ești construit în interior să-ți placă.
Și o trimite la patru. Așa e, să se vadă obțințile, stați! Stați că vă fac una așa la tăți și după aia numai la miroase care sunteți îmbrăcați. Stați-vă un pic. Aici, am adus niște de astea de la Franța. Din Franța. Da, nu, speciale ca din alea care sunt tăiate, știi? Că a fost pe Champs-Élysées, a fost și... Da, da. După ce le-a tăiat, le aruncă. Le aruncă? Nu le mai folosesc. Nu le folosesc. Când le-au luat Călin și Nelu, mă vede un francez și-o zis, dar ce puteți să faceți cu astea? Da, zice, te rog, o să vedeți, o vedeți voi. Un sac prin, știi? Când ați venit în România, ați vedea ce facem lucruri. Am făcut instalație de... Să vedem aici, dacă băgăm la unul mere. Da, cum să nu, mă, stai că trebuie să... Dar nu ai în casă, măi, pe las că avem afară. Aici îl încercăm. Nu să-l încerce. Stai numai să văd, că văd că am aici mai multe ca pe tine. Stai că trebuie să-l... Să le legi, oricum. Nu că-s legat, azi două. Dar nu poți povesti, că este de aici în fratea lui Gheorghe, aia. E aici la Sâgheti și apoi are bloc. După că nici nu s-au cunoscut oamenii unul pe altul. Cât s-o fac acolo în blocuri. Nu. Toți sunt cuieți și nu grăie unul cu altul. După, cum e bine? Aici e mai bine, că aici merg pe uliță, merg pe drum. Aici grăiești, povestești. Nu. Este să văd de afară cum să vei. Ah, ce fain să vezi, ce și ce fain. Ce fain. Și-o scrie strălucesc? Aha. Dar am zis că dacă le-am pune, de fapt nu așa, dacă le punem în interior, știți, între geamuri, bun, altfel și așa, se vede. Bun, și așa, că lăsăm lumina, știi cum vrei. Ca să tot poți să margă tot timpul. Da, aveți pomă. N-a fost fanfon Constanța odată, în spital, și m-a ridicat cu lift acolo, odată am fost. Cum place. M-am uitat jos, a nouălea etaj, m-am uitat jos și era ca găinile oamenii. E că păsări. Nu mi-ar plăcea pierdoare. Nici aici nu-mi place sus, numai aici jos. La biserică și te rogi Dumnezeu și apoi popa când e gata slujba, ieși de acolo și zi acasă,
mănânci, te duci în drum, acolo o să strâng femei și oameni și mințesc câte feluri de mințuri. Nu. Asta e tradiția noastră. Asta e tradiția noastră. Cât ține garda este, îl vezi? Da, aici, da, și-o părție e care. Așa, încoace-i până... Până cam, la George. Da, așa, cam de la George, așa, drept. De răbuca asta. Și cât ține garda este, nu? Că e garda cu alenie. Deci e frățesc, a fost, eu da la o fată, nu? Garda acela, nu? Vezi, adică aici e grădina pan. Și casa e... Și casa e aceea și pământul e aceea, știi, se dă cu târziu. Nu. Asta, doamnă, era vorba de 80 de milioane. Care? E casă, jos sunt gata două camere. S-au vrut face... Dar e lent, adică ce? E lent, e bolțar. Deci aia avea vor... Aici sunt vreo 6 ani de pământ. Acolo, pe Mara, poate că ai găsit că acolo... Poate și mai ieși în Mara, acolo. Aia primele... Prima sa. Prima sa. Că vedea că o face, nu știu când. După ce ați ieșit de la școală și... Da, da, da. N-aveți și așa rând, am... N-avem vreme de... De lucrat, de-aia este lucru. De umplat. Știi cum e? Aici nu se merită. Aici nu se merită să stai. Mă, să zi aici să... De ce nu se merită, mă? Nu se merită. Mă, doare sufletul când te aud. Mă, tu te-ai săturat de mare. Nu se merită, mă, pentru iarnă. Să vii să vezi un obicei sau să vii să stai să-l mănânci tot ce ai rosit o vară, să mănânci iarna pe masă, aceea nu se merită. Păi dacă au servici contra, nu se merită. Da, poate că cine stă aici trebuie să muncească aici vara. Da, sigur. Dacă nu muncești tot de vara, nu ai nimic pe iarnă. Deci stai și nu faci nimic. Tătă noaptea m-am iubit. A, da. În Văleni n-am ce să vă spun, sunt toți plecați. Sunt plecați în Dobrogea, sunt plecați în Arad, în Alba, acolo, în Timișoara. Sunt plecați toți nus în zona mea. Frață, nevastă mea. Mai are un frate care e aici. În rest, sunt plecați toți. Dar aici e foarte bine. Aici de unde m-am născut, cunosc toată lumea, toți mă cunosc pe mine, n-am scandal cu nimeni, mă duc oriunde, orice, mă ajută oricine. Dacă mă duc, măi, duc la cineva, băi, dăm 10.000 împrumut, dăm 100.000, oricine mă servește, că sunt om de cuvânt, sunt om care nu mint, mă servește. Dacă vine cineva la mine, tot așa. Dacă ai un salar, domnule, un salar de pe lună, deci... Dacă iei cel puțin 2 milioane, de ce iei 2 porci, ai de metru. Înțelegi? De un metru ți-ai 2 porci. 2 porci, deci 2 metri de carne, să zic așa. Stai 2 porci. După aceea... Bună, 2 metri ce înseamnă? Înălțime sau... Nu, așa se zice. Da, de chile. De 1 kilogram. Deci de chile, de 100 de chile. A, așa zice 1 metru de porci. 1 metru, sigur. Are 1,5 m, 150 de kg. A, așa, dar vezi că... O mașă jumate. Da, da, prima dată că era 1 m de porc. Mă, ia cum, înălțime, înălțime, lungime. Trăși, ce te-a numai? Thank you.
Eram copil de 4 ani de când rețin și știam că treceau draci și jis pe uliță, așa știu din veci. Asta nu mai reștiu eu de când s-o născut. Asta din moș strămoș rămasă. Dar eu când eram de 4 ani, de 5 ani, că rețin treaba asta, că fugem de personajele astea, că erau în obicei care ți era frică de draj, de jiți, fugeai de ei. Ce-i? Doamne! Și Cătăliană! Slujile mele iubite, a mele la irăbicite, la iad, ietu. Acolo fă bun în iad, irod. Asta când a văzut o pară de foc, strânge-mă tare. Nu mai fă. Asta ce fă bani. Lumea asta e trecătoare, toate zvis câte sub soare. Dacă aș fi un om bogat, toți mi s-ar fi închinat. Dar și sunt un om sărman, nimănui-s pe plac. De-aș fi fost un om bogat, toți mi s-ar fi închinat. Nu-l știu, opre că nu-i bun. Am uitat rolul. Nu, nu, nu-i bun. Nu, am greșit. Am greșit. Cum n-am mereu? Ce domnul de aici? Hai să stai asta, e că ți-e legat, ia de bluză să-i legat. Ivo! Hai cu! Hai cu la ebode! Mai mă duc la cafea să mă vad acolo. Nu e de iertat. Așa. Nu te scup! Trage-mi ai! Aici? Viflaim, noi am avut în satul nostru un obicei rămas din străbuni. Din străbuni rămasă din tată, din moș, din strămoș, din fiu în fiu rămasă în urmă. Când Irod o greșit ca să taie copiii mici, să-l poată omorâ și pe Iisus. Deci el nu știu cine e Iisus. O știu că s-a născut un împărat mai mare ca el. Și atunci dracii au rolul ăsta. Rolul dracilor e ca să-l vadă pe Irod dus de draci. Asta au ratat lumnii. Cum ar împrocemitite și n-ar da folos de ei. Bătă-te ca. Că te mult prunceai tăia și pe noi ne-a isela. Pentru aceasta te poate, te va duce de la plate. Că cum nu mai ai scăpare, că ești un om blestemătoare. Mergem, făcem pentru tot satul la cămin. Pe urmă ieșem în vârf la iantă și strigam obiceiurile care se petrece în sat la noi.
Bravo, băi! Eu v-am tare șucărit și acasă am pornit. O zis, prietenii mă, eu la rost, smechere, de ce te-ai întors? Ești un mare păduchios. Asta-i vorba lui, ești un mare păduchios. O zis că acolo, la capitală, nu discuți ca cu Ileană. Dar o zis, eu nu sunt mai supărat, prietenii au adunat, o zis, haide, să merem tăți acolo, ne trebuie. Acolo, la bază. Cine ce? Scoate numai din și sute și se apucă pe băute. O fac cu valute, băi. Ce mă rog? Zece țapuri tu mării m-am întâlnit cu prietenii, eu zic! Băi, doamne! În bufete zarvă mare și eu se bate tare! Dă-le mării mai un țap, că eu am plecat pe sat! Și afară eu un cambat, să apucă de numărat! Podurile peste apă, nu cumva în jos se tragă, că dacă se încurcă, să nu mai știi podul! Mă lasă, mă lasă, mă lasă, mă lasă, să nu te iasă caiatul! Tradiția o să dispară, au dispărut. Când a intrat în casă, Ileana scrie la masă. Mult, mult o dispărut. Din sat deja fetele domnie, băieții iară domnie, deci toată lumea trage să fie mai domn, mai ușor, mai... să nu fie așa de greu pentru... ei, da, tradiția nu o să țină. O să mai țină cel puțin 5 ani, dacă o să țină. 5 ani o să mai margă așa. O să țină la oamenii din bătrâni, oamenii bătrâni care sunt bătrâni și port o tradiție de când a fost ei aia să mai îmbracă în port popular. Poate că asta nu o să dispară, dar de la tinere, deci dispare. Frumoasă, într-adevăr sunt frumoasă. Tradiția și femeie sunt frumoase aici, nu poți să zici că nu. N-ai de unde alea, să vezi tu cât sunt. Cam pot să spun că cam... pentru că sănătoasă, de-aia. E, e aer curat, se mănâncă sănătos. Da, se... îți roșii în obraz de sănătate. Distrează sănătos și... așa. Și, când da. chefuiesc, să odinesc când lucră. Să trăiești. Și la sărbători, cum se vede? Mai vin și fete moderne. No, vine. Asta a fost de când lumea a fost modernă. Crăciun fericit, domnule. Asemenea de grijă. Salut, ce faci? Ia, stau pe aici. Să trăiți. Sunt grei cu Ilie. Da? Ce-o zi? O să te duci? Să mă duc acolo. Că după ce ajunge, ești domn, de ajuns e greu. Și pe ei am dus, mers 4 zile și 4 nopți pe jos. Uh-huh. Dar unde s-a dus? Grecia. Grecia. I-ai spus domn. Că mă vrea să duc? I-am spus, un ceas de vreme am grei. Da. Luau cartelă pe un ceas ca să greim tăți și am gândit că un grei la moșulică și apoi n-am putut grei. Și pe unde v-a zis? Și ne-am dus la... ce zmeri? Uh-huh. Că după ce ajungi acolo, ești ce vine prin mine, nu are nimeni treabă cu tine. Nici poliția, nici nimeni, numai să nu faci peste. Și lucrează acolo acum? Da. Și cum, îi place? Da. Mai bine ca acasă. Merge portocale, banane. A zis că e în rai față de acasă. Nu, bine, ceva. Zis că dacă le pune, le dă cartea aceea, se poate trece mereu zi pe la pași, dacă nu, 3-4 ani. Și scapă în sărbătorile astea frumoase. Ce se face? Și toate la noi. Slabă. Toată lumea merge să fac un leu undeva, vezi tu, toată lumea iasă din țară. Ales băieții ăștia tineri, acum au venit din armată, nu, trebuie uritorul.
Zice, mă, soră, am copii, ce? Mai vine amușul, păi, fac ce? Așa-i. Mai vine acum decât mai târziu. La fel. Nu, zice, orice aprâncoate mere. Nici prostii, nici zerni, nici pomni, nici pitici. Și orice să se apteze, zi, mă, așa, tot jur, de tot, 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 tot. Așa. Armonica! Bărbatul mă place să fie dulce, dar tu-i cadou, văd că. Bărbatul să fie dulce, dar nu tu-i ca, văd că. Să mai acre. Nici la tine nu-i târziu. Niciodată nu-i târziu, da, să știi. Și la 80 de ani nu-i târziu. Da, și de atunci se poate schimba viața. Să mor. Dar știi care-i treaba? De la 80 de ani, dacă ai putea să schimbi viața și să mai faci o căsătorie, să mai întind vreo 60 de ani de căsnicie. Proba 2, 20, 10.
10. Hai, dorule, stai, toți băieții de la băieții, hai, hai, dorule, stai. În viață lungă, cam de nimănui, viața militarului. În viață lungă, cam de nimănui, viața militarului. De Crăciun și bubotează, ai, hai, doruleț, hai! Toată lumea se distrează, ai, hai, doruleț, hai! Ai, numai eu stau în cazarmă, ai, hai, doruleț, hai! Pregătit pentru alarmă, ai, hai, doruleț, hai! În viață nu, dar Doamne nimănui, viața militarului. În viață nu, dar Doamne nimănui, viața militarului. 10, 2, 2, 20, 10, 2, 10, 10, 10, 20, 20, 10, 10, 10-20, probă de microfon, probă.